Bună ziua, stimate domnul Onteanu. Am venit pe acest posibilitate pe YouTube ca să informez opinia publică despre anumite lucruri pe care dumneavoastră, ca primar, nu ați făcut. În ciuda faptului că v-am dat telefon, în ciuda faptului că am venit în audiența dumneavoastră și pe care oamenii dumneavoastră sunt incompetenți să facă ceea ce trebuie de făcut cu privire la niște probleme ale mele cu accesibilizarea, v-a dat seama că sunt o persoană cu dezabilități. Vă dați seama că am nevoie de ajutorul primăriei, ajutorul administrației publice, pe care, din păcate, vă spun, îmi face deosebită necinste ca primarul meu, domnul Niculae Onteanu, să nu fie capabil să a fi de ajutat de primărie în privința accesibilizărilor. Este inadmisibil și este nefiresc ca un primar să refuze aceste lucruri. Pentru că, în primul rând, dacă nu știe legea să se documenteze, mă refer la primarul Onteanu. Îmi pare rău că apelez la asemenea lucruri ca și alți oameni ca mine să aibă puterea asta. Eu poate să zică ceea ce doare. Trebuie într-o lume, o lume în care trebuie să spui lucrurile pe nume și a venit vremea să pui lucrurile pe nume, să spui lucrurile pe nume. Pentru că ne doare ceea ce se întâmplă, ne doare ceea ce vedem, ne doare ceea ce domnul Niculae Onteanu face. În primul rând, am dat telefon, am venit în audiență, niciun rezultat din partea dânsului. Am sunat să mă ajute cu problema cu rampa, n-a fost receptiv la problema mea. Iată că a venit timpul să pun piciorul în prag și să informez opinia publică cine este cu adevărat domnul Onteanu. Probabil alți oameni sunt nemulțumiți, dar în categoria persoane cu dezabilități sunt destui oameni care este cu adevărat. Este un scurt fragment video de mesaj către domnul Onteanu. Neeficiență, neprofesionalism și încă o dată lăudare. Cu lăudarea aceasta nu o să ajungă niciodată acolo unde merită ca primar. Vă mulțumesc pentru că m-ați auzit și acest video este transmis către dânsul. Și revin cu alte lucruri foarte interesante despre acest om. Numai bine!